Salutări și bine v-am găsit la nou pe opening de pe canal. Hai cu Ronaldo! Da, astăzi avem premiile de la Weekend League și de la Division Rivals. Nu uitați să lăsați un like dacă mai vreți pe opening-uri săptămânale pe canal. Hai să strângem 1500 de like-uri la acest videoclip. Dacă mai vreți în continuare în fiecare săptămână câte un pe opening. Hai în primul rând să vă arăt Team of the Week-ul, să vedeți ce jucători ne pot pica de la Weekend League. Bă, sunt jucători destul de buni în echipă. Sincer, mi-aș dori un Werner. Werner arată chiar interesant. Rashford arată și el destul de bine. Pe Rashford ăsta mi l-aș dori cel mai mult, să fiu sincer. Costă undeva la 500 de K. Werner cred că este 300 și ceva, aproape 400 de K. Depay nu e nici el rău. Depay arată și el interesant. Iar în rest, jucători mediocri. Mai Delaney. Delaney are staturi bune, doar că n-ai cum să-i faci link decât dacă ai echipă de Germania. Și Ederson în poartă, doar că în varianta lui untradeable, așa că nu știu ce să fac cu el. Și hai să vă arăt și echipa mea, dacă tot am intrat aici. Hai să vă arăt și cum arată echipa mea în momentul de față. Cam așa arată echipa. Sincer, aș vrea să înlocuiesc apărarea, dar vom vedea ce ne pică. Aș vrea un Varan în apărare, să fiu sincer. În rest, echipa este bună. Și hai să dăm drumul aici. Mergem prima oară cu pachetele de la Food Champions, băieți. Ok, mergem prima oară cu Food Champions-ul. Am scos Gold 3. Da, Gold 3, am făcut 16 win-uri, aproape de Gold 2, însă nu s-a putut mai mult din păcate. Da, avem două player pick-uri, jucători untradeable. Cred că știți despre ce este vorba. Trei jucători avem aici. Haide-mă cu Werner sau cu Rashford. Hai să vedem. Primul jucător. Hai că mi l-a dat dacă e. Da, o să merg cu tipul ăsta de 76 pentru că arată destul de interesat. Cu portarul acesta n-am ce să fac. Mergem cu tipul de 76. Da, mergem cu ăsta și hai dăm, frate, Rashford sau Werner, te rog. Mamă ce mi-a dat. Mamă ce mi-a dat. Bă, ăsta n-arată rău, să știți. Ăsta chiar merge ca super sub. Stamina 99, ești nebun. CAM-ul acesta cu dus arată și el ok. Hai că merg cu tipul ăsta pentru că poți să faci link din Olanda cu el. Mai avem 3 pachete aici. După vom merge la Division Rivals, vom deschide și acele pack-uri. Mergem cu mega pack-urile. Acestea sunt tradable. Cred că la Division Rivals voi lua untradeable. Depinde ce premii avem și acolo. Nu știu ce rank am ieșit, să fiu sincer. Și primul jucător nu este walkout, ok. Poate e Bor totuși, da, e Bor, Portugalia, right mid, de la Benfica, nu știu cine e, Rafa, Pizzi, e Pizzi de 84, ok, nu e chiar așa rău, un card de 84 cred că este ceva, în rest nu ne mai pică absolut nimic, nimic. Câteva duplicate-uri cu care n-aveam ce să fac efectiv, nu știu de ce, dar n-am mari speranțe în pack opening-ul ăsta. Poate totuși îmi va da ceva, vom vedea, nu este walkout din nou, haide mă, măcar ceva bun, un Mendy. Nici măcar board, ok. Ne pică Paco Alcacer, da. Visul meu să-mi pice Paco Alcacer într-un pachet. Hai mă, rare player spec, din ăsta dă walkout. Fiți atenți că dă walkout din ăsta. La astea am noroc. Walkout, v-am zis, e. Hai să vedem cine e. Olanda. Mamă ce m-a speriat. Am crezut că e Cruyff, dar e bun și Depay, e bun și Depay de 86. Mama, am crezut că e Cruyff, ești nebun? M-a luat cu palpitații, băieți. Cum era să fie Cruyff? Un Cruyff acolo mergea, zic, însă e bun și Depay, băieți. N-ai ce să zici, chiar interesant cartul acesta lui Depay. 100 și ceva de K, am făcut ceva profit de pe urma acestui pachet. Chiar arată interesant, epic încă o dată Pizzi. Interesant acest Depay de 86. Și mergem la Division Rivals. Hai să vedem ce rank am ieșit la Division Rivals, băieți. Se pare că am ieșit rank 1, avem 4 rare mega pack-uri și 2 rare electrum dacă luăm premiile untradeable. Și asta o să iau, o să risc și o să merg pe untradeable. Avem 4 rare mega pack-uri, deci avem șanse mari să ne pice ceva extraordinar. Prima oară mergem cu 2 rare electrum pack-uri. Hai să vedem ce ne dă din aceste 2 rare electrum. De aici chiar nu am așteptări. Nu este walkout, ok. Probabil să fie board, nu este nici măcar board. Ne pică portar și anume Pavlenka de 82. Slăbuți din acest pack, însă v-am spus că oricum nu aveam așteptări mari. Mergem mai departe cu încă un rare electrum pack. Cum ar fi să-mi dea din ăsta cel mai bun jucător pe care l-am un pack opening? Ok, walkout, v-am spus, fiți atenți că ăsta e cel mai bun jucător din pack opening. Francez? CB? Varan! Varan, și fix aveam nevoie de Varan, v-am spus, băieți. Let's go, let's go Varan, vine Varan la echipă. Și v-am spus că am nevoie de Varan. Ăla e mă, așa da, așa noroc să ai mă, să spice fix jucătorul de care aveai nevoie. Și untradeable, deci oricum o să-l folosesc pe ăsta foarte mult. Nu cred că mai ne dă nimic, v-am spus că e cel mai bun jucător. Nu mai are ce să mai împice din rare mega pack-uri, 100% nu mai are ce să împice. Dar n-ai de unde să știi, poate vine aici un Ronaldo, un Messi. Hai că vine dacă e. Mergem cu rare mega pack-ul.
Hai să vedem ce ne pică în acest rare mega pe Cuocau din nou. E Champions League? Ce e ăsta, fra? Cine e ăsta, mă? Guerreiro, ok. Aș fi vrut un Ronaldo Cuocau, dar n-a mers. Nici nu știu dacă e Champions League Ronaldo. Oh, și ne pică și unii Forbes și Alex Teixe plus Witzel. Ok, n-a fost rău acest pachet. A fost destul. Și Azpilicueta însă l-am deja în tradable, cred. Da, l-am deja în tradable, din păcate. Dar totuși mi-a dat vara. Nu mai am așteptări. Poate la ultimul să-mi dea, că de obicei la ultimul dă. Ok, aici nu pică nimic. Cred că este din nou Champions League. A, nu e Champions League, e Copa America, ok. Înțeles, Copa America. Da, mai avem două pack-uri, hai să mergem cu pachetul din partea dreaptă. Dăm și un Mendy să facă perechea perfectă, chiar dacă l-am în club. Dar vând pe ăla. Ok, nu este Cuocau din acest pachet. Și ne pică Lozano, cine e ăsta? Striker. Cine, mă, tipul ăsta? Raul Jimenez de 84. Bă, nu e rău, e bun pentru SBC-ul. Sper că nu l-am untradeable încă o dată. Ba, cred că l-am, băieți. Da, l-am untradeable. Mulți jucători untradeable i-am deja. Da, n-am ce să fac cu el. N-am ce să fac, trebuie să-i dau cu Isel, din păcate. E un jucător de 24, era bun. Hai, ultimul pachet. Ar fi frumos să terminăm cu knockout, însă nu mai am mari speranțe după ce mi-a dat foarte bine până acum. Nu este knockout, da. Nu este knockout, dar poate pica ceva bun. Belgia, goalkeeper, nu este bun, este Castes, cred. Și William. Mi-l dăm cu o dată pe Hulk și pe William Jose, nu știu de ce mi-i da așa mult. Pe jucători ăștia, alți jucători untradeable, cu care efectiv n-am ce să fac. Le dăm cu XL. Și cam aici terminăm și noi acest pack opening. Varane și Depay din aceste pack-uri. Nu este chiar așa rău, chiar sunt mulțumit de ce mi-a dat astăzi. Sper că v-a plăcut și vouă. Like acolo, hai să strângem 1500 de like-uri pentru acest pack opening. Eu am fost Gianni, v-am pupat!